Printre comorile lăsate moștenire de Vasile Alexandrescu Urechea, fondatorul Bibliotecii Publice din Galați, se numără și o inedită colecție de felicitări, fotografii, pliante și invitații la evenimente organizate de Casa Regală a României sau de instituții din perioada de început a monarhiei. Vea Urechea a fost un apropiat al regelui Carol I și al reginei Elisabeta, atât prin natura funcțiilor de senator, diplomat sau ministru al instrucțiunii publice deținute de-a lungul timpului, cât și prin anvergura sa de om de spirit. Așa se face că Vea Urechea a fost nu doar martorul, ci și protagonistul multora dintre evenimentele importante ale casei regale, precum dinerurile din perioada sărbătorilor de iarnă, al seratelor culturale de la Castelul Peleș sau momentele festive ce au marcat începuturile tânărului regat al României. Vasile Alexandrescu Urechea a achiziționat toate aceste mărturii. Poate la vremea respectivă ele nu reprezentau o valoare pentru că erau niște efemeride, niște obiecte mărunte, însă acum ele au devenit valoroase pentru că arată un stil de viață, un stil de a relaționa și arată chiar aduc informații despre evenimente și despre felul în care Urechea participa la viața culturală și politică a țării noastre. Începuturile monarhiei în România sunt legate de cariera politică a lui Vea Urechea. Semnătura acestuia se regăsește pe însăși proclamația regatului României. De asemenea, Vea Urechea a realizat prima biografie a regelui Carol I. Grație lui Vea Urechea, în colecțiile speciale s-a păstrat vie și amintirea unor mari evenimente ale casei regale desfășurate la Galați. Remarcabil în acest sens este o fotografie din noiembrie 1866, la scurt timp de la încoronarea lui Carol I, când acesta a vizitat Galațiul și când, în onoarea sa, a fost dată o recepție în salonul familiei Dall'Orso. În această fotografie, regele ocupă locul central, e înconjurat de o suită de oameni, de oameni de vază ai locului, iar Vasile Alexandrescu Urechea este undeva în dreapta jos, a fost identificat aici. Probabil că a fost printre cei care au pus umărul la organizarea evenimentului. Impresionant este și setul de fotografii păstrat de Vea Urechea, ce o reprezintă pe regina Elisabeta, ea însăși o patroană a artelor, fondatoare a unor instituții caritabile, poetă și eseistă sub pseudonimul Carmen Silva. Ele reprezintă întrunirile pe care regina le organiza, aduna în jurul ei oameni de cultură și public din anturajul ei personal. Aici se dădeau și reprezentații artistice, cu muzică, cu teatru, cu poezie. Participau personalități, cum am spus, aici a participat și Vasile Alexandrei, bineînțeles că și Urechea, avem chiar, cum a spus și colega mea, invitații care atestă exact participarea la astfel de evenimente. Legate de evenimentele protipendaidei de altădată, impresionează grija cu care erau realizate invitațiile sau tipăriturile legate de aceste momente. Foarte frumos decorate, cu însemnele casei regale, cu cifrul regelui și coroana regală, cu imaginea castelului Peleș, unele simple, fără o grafică deosebită, se precizează ținuta, obligatorie pentru evenimentul respectiv. Altele foarte frumos decorate cu o grafică excepțională realizată de artiștii timpului. Toate aceste mici bijuterii reunite în expoziția de la Biblioteca Vea Urechea pot fi admirate până pe 4 ianuarie, dar bibliotecarii promit și alte expoziții interesante inspirate de colecțiile speciale.